Migrația slavilor într-o nouă regiune și contactul cu lumea bizantină au influențat viața lor economică și socială. Acțiunile de jaf și pradă în Imperiul Bizantin au contribuit la o mai mare diferențiere de avere, destrămând vechea comunitate gentilică. Așezarea slavilor în peninsula balcanică a intensificat evoluția slavilor nu numai din punct de vedere socio-economic, ci și al organizării lor politice. Fenomenul creștinării popoarelor slave este un fenomen care se înscrie într-o anumită cronologie. Și așa s-a întâmplat și cu poporul vecin bulgar, care am avut afinități mai mari, pentru că, iată, la un moment dat istoria noastră, mai ales a românilor sudunăreni, a românilor, a vlahilor, s-a împletit cu istoria lor. Deci a mesienilor sau mesianilor, cum erau numiți la vremea respectivă, sau cum vor fi numiți mai târziu de către cruciați, blachii, blachie ca o determinare teritorială, s-a împletit cu istoria bulgarilor. Iată, constatăm creștinarea lor oficială în secolul IX, în momente de mare frământătură jurisdicțională dintre Pars Occidentis, Pars Orientis, în momente în care, iată, papalitatea sub Papa Nicolae I, sub Adrian al II-lea, încerca să preia aceste teritorii într-o jurisdicționalitate proprie. Deși fenomenul respectiv fusese rezolvat chiar de sinodul IV ecumenic, în care Tracia, Bitinia, Asia proconsulară, deci cu Constantinopolul, intrau în sfera de influență a Patriarhului Răsăritean, cum a fost numită prima Europa. Din nefericire, iată interferențe și la nivelul acesta al unei jurisdicțizări la nivel religios în secolul IX, în momente în care bulgarii încercau să îmbrățișeze creștinismul. În urma unei lupte îndelungate împotriva Imperiului Bizantin, spre mijlocul secolului al VII-lea, slavii au populat o mare parte a peninsulei balcanice și o serie de regiuni învecinate din nord-vestul ei. Formarea primelor state slave de sud s-a produs în condițiile luptei continue împotriva Bizanțului, autoritatea care stăpânise teritoriile pe care s-au așezat triburile slavilor. Fenomenul creștinărilor s-a întâmplat în timpul lui Boris sau Borislav, cum va fi numit, se pare chiar la influențele unora dintre curtenii săi, dar mai ales la influențele sorei sale, uneia dintre surorile sale, care cunoscuse creștinismul în Constantinopol, îl îmbrățișase creștinismul și l-a rugat chiar pe fratele său. S-a întâmplat, iată, un fenomen al creștinării într-un chip cronologic, adică la o dată bine determinată. În anul 864, când Boris, iată, a venit în Constantinopol, primit de către autoritățile imperiale cu un fast extraordinar, manifestări deosebite, așa cum obișnuiau bizantinii după tipicul diplomației bizantine, așa cum ne descrie Constantin VII, Porfirogenetul, de administrando imperiu sau de ceremonii saule bizantine, iată, un fast extraordinar, un mod în care erau copleșiți barbarii sau neamurile de fastul respectiv, de ceremonialul respectiv, de ceea ce se întâmpla în fenomenologia vieții bizantine, în care ei înșiși se simțeau atrași într-un chip cu totul aparte. Sigur, fenomen care a jucat un rol determinant, binefăcător pentru început, dar uneori a avut și așa, ineficiențe sau aspecte care au lăsat de dorit, pentru că împropriindu-și această viață, această dorință imperială, au translat-o în propriul lor interes. Momentul creștinării lui Boris este un moment deosebit în istorie. Iată, în timpul lui Mihail al III-lea, Rangabe, s-a întâmplat acest fenomen, s-a întors în patria sa și împreună cu boierii, cu bojarii respectivi, iată un cuvânt care a pătruns și în limbajul nostru românesc, a dus încetul cu încetul la creștinarea totală a bulgarilor. Fenomenul acesta a mai durat puțin, iată, până a cuprinde toate spațiile, întreaga economie topografică a Sud-Dunării, acolo unde se așezaseră, unde își fixaseră capitala la Pliska, mai apoi la Pereaslav sau Pereaslavesul, cum va fi numit în secolul X, și mai târziu la Silistra în timpul lui Petru. Dintre toate statele slavilor de sud din perioada evului mediu timpuriu, statul bulgar a atins cea mai mare dezvoltare economică și politică, iar la baza lui a stat uniunea celor 7 triburi slave din Meozia Inferior. În istoria formării statului bulgar, un rol bine determinat l-a avut tribul turc al bulgarilor, care, împins de avari,
s-a apropiat în secolul al VII-lea de triburile de slavi din sudul Dunării și care a ocupat partea de nord a Sciției Mici sub conducerea lui Asparuh. Acești protobulgari vor deveni aliații cei mai importanți ai slavilor în campaniile lor îndreptate împotriva Bizanțului. Fenomenul acesta a avut o anumită amploare. El a crescut în spațiul topografic al Bulgariei, s-a eficientizat în secolele următoare, dar mai ales în timpul țarului Simeon, 893-927, când s-a încercat chiar o autonomie a bisericii bulgare, o recunoaștere din partea autorităților, s-a cerut chiar o recunoaștere din partea autorităților bulgare a cneazului, a țarului bulgar Simeon ca împărat, ca imperator și a bisericii bulgare ca patriarhie. Sigur, a fost un refuz. Țarul Simeon s-a îndreptat către autoritățile occidentale, către Pars Occidentis, către Roma, a fost trimis chiar un episcop ca să le recunoască patriarhia respectivă și a intervenit din nou un conflict care a generat un conflict și mai mare, mai ales în relația dintre Roma și Constantinopol. Pentru că patriarhul Fotie, profesorul și patriarhul Fotie a intervenit în acest moment și a deschis unul dintre cele mai mari conflicte dintre răsărit și apus la nivel dogmatic, sigur, văzând că nu se potolește această încercare a autorităților, a papiei Nicolae, a autorităților, a episcopului Formosus, a autorităților din Roma, pentru a prelua în jurisdicția lor teritoriile Bulgariei, a deschis conflictul Filiogve, care a pus într-o situație penibilă, extrem de penibilă, autoritățile romane și au bătut în retragere. A fost chiar un sinod în 869, care s-a terminat în 870 prin un sinod Osendemus al episcopilor din apropierea capitalei Constantinopolului, care au hotărât, iată, ca bulgarii să intre definitiv în jurisdicția Constantinopolului. A fost trimisă chiar o delegație bulgară care au recunoscut această jurisdicție, sigur, li s-a recunoscut o arhiepiscopie și au reintrat în această afinitate cu Constantinopolul. Conflictele nu au fost tot timpul, sau pacea aceasta nu a fost lineară, ci au intervenit conflicte de multe ori, chiar și sub țarul Petru mai târziu. Ele au izbucnit de multe ori în istorie, încât în timpul împăratului Vasile II, Bulgaroctonul, anul 1018, a intervenit un conflict extrem de puternic, în care autoritățile bizantine au trimis o armată foarte mare și iată, au fost învinși bulgarii, murind foarte mulți dintre ei, alții mutilați, trimiși orbi. Din contactul acestor populații a rezultat un nou popor în Europa sud-estică, slavii însușindu-și de la protobulgari doar denumirile tribale, fenomen ce a avut loc în cursul secolelor 7-8. Deci după anul 1918, Bulgaria și-a pierdut independența până la 1186, când iată în alianță cu vlahii, cu aceste elemente mesiene, romanice, cum au fost numite, au reușit să resusciteze interesul lor pentru libertate, pentru autodeterminare, în momente în care, iată, Occidentul trimitea către Constantinopol cruciații, primele armate ale cruciaților, ca să treacă către teritoriile acestea ale Orientului Mijlociu pentru a elibera Ierusalimul de sub trupele arabe. Fenomenul este foarte bine cunoscut în istorie, pentru că vlahii, la momentul respectiv, au intrat în acest fapt unitar cu bulgarii și au reușit într-adevăr să se redetermine, să se detașeze oarecum de Constantinopol, să intre în relație și cu cruciații, să ajute în drumul lor către Constantinopol, au fost maltratați și de unii și de alții. Interesant este faptul că s-a împletit această istorie, acest binom vlaho-bulgar, așa cum recunosc istoricii, cum demonstrează izvoarele istorice, până în secolul XIV, până la năvălirea tătarilor, iar mai apoi a venirii turcilor. Este foarte interesantă această istorie a românilor sudunereni și a bulgarilor, modul cum și-au câștigat libertatea lor, modul cum Inocențul al III-lea, Papa Inocențul al III-lea, un sfânt, a reușit la momentul respectiv să le recunoască și bulgarilor și vlaho-bulgarilor, iată, arhiepiscopia respectivă de Târnovo. Evenimentele sunt extrem de disputate în ceea ce privește Biserica Bulgară până mai târziu. Interesant este faptul creștinărilor, modul cum au crescut în istorie, cum și-au împropriat mai apoi civilizația aceasta bizantină și mai apoi ca un filtru cultural, religios, nu? Au transferat și dincolo teritoriilor dunărene, deja creștine din primele secole,
o anumită civilizație bizantină, în acest Commonwealth, în acest creuze de cultură religioasă, de cultură civilă, de cultură elinească, nu? Transferându-se și prin acest filtru extraordinar al elementelor vlaho-bulgare. În urma incursiunii din anul 681, prin care bulgaroslavii au ajuns până în Tracia, aceștia au obținut independența față de bizanți, care s-au obligat să le plătească subsidii. Capitala acestui stat slavo-bulgar a fost stabilită la Pliska. El îngloba în granițele lui trei etnii, populația romanizată, slavii și protobulgarii. În cursul secolelor 90 a avut loc slavizarea triburilor protobulgare și a început o nouă etapă istorică sub hanul Boris, care transformă Bulgaria într-un regat creștin, iar urmașul lui, Simeon, va fi primul care va purta titlul de țar.